Sute de credincioși au ajuns deja la Mănăstirea Nicula cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Mânați de nevoi, de boli sau sărăcie, oamenii vin la mănăstire să se roage și dorm afară sub cerul liber în speranța că Sfânta Maria se va îndura și de ei. Încă de săptămâna trecută, pelerinii s-au instalat în curtea Mănăstirii Nicula. Veniți din toată țara, oamenii sunt convinși că icoana Maicii Domnului, despre care se spune că ar fi făcătoare de minuni, îi va ajuta. Dorm sub cerul liber, mănâncă ce apucă sau ce primesc de la mănăstire și așteaptă slujba de miercuri. Acum au venit copiii aseară și și-au pus cort acolo sus și mi-au pus și mie celofan să mă ocupe loc. Merită acest sacrificiu Merită pentru credința? Mai mult de atâta decât facem noi. Ieri am venit. Și unde ați dormit? Am dormit aici jos. Aici jos. N-a fost rece așa? Nu. Așa că de dimineață numai un pic. Venim la Nicula pentru suflet, pentru să ne simțim sufletește bine. Această femeie venită tocmai din Moinești, din județul Bacău, abia se poate deplasa cu cadrul în care se sprijină. Nu concepe să lipsească nici măcar un an de la procesiune. Și cu ce ați venit până aici? Cu trenul. Singură? Singurică cu Dumnezeu de sus. De când? Maica Domnului, na. De când ați ajuns? Mâine am săptămâna de când sunt aici. Minunile chiar se întâmplă la Mănăstirea Nicula, o spune un bărbat din Brașov. 8 ani s-a luptat cu o boală cruntă. Soția lui s-a rugat la icoana făcătoare de minuni, iar el s-a vindecat. Acum vine la mănăstire pentru a-i mulțumi Maicii Domnului. După ce m-am făcut eu în 2000 de ani, a revenit și m-am făcut om, dar atunci tot mereu aici vine. De dimineață, pelerinii pleacă pe jos din Gherla până la Mănăstirea Nicula. Pe traseu, credincioșii vor primi de la voluntarii inimoși apă și cozonaci. În luna august, cred că este una luna cu cel mai mare flux de pelerini, de ordinul sutelor de mii. Reprezentanții Mănăstirii Nicula spun că în acest an se așteaptă la un număr record de credincioși.